Domnul să ne binecuvinteze. Vreau ca Domnul în seara aceasta, în timpul care ne rămâne, cu acordul fraților, spune dacă se depășește peste ora 8, nu prea mult, nu este nicio problemă. Dumneavoastră sunteți de acord? Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Vreau în seara aceasta să am un cuvânt pentru fiecare dintre noi, din Psalmul 17. Poate v-ați gândit un psalm pentru o predică. Am stat înaintea Domnului și am spus Domnului, Doamne, dacă vrei să ne vorbești ceva, în primul rând, mie, fă lucrul acesta. Și am uitat în cuvântul Domnului și Domnul mi-a pus pe inimă câteva cuvinte din acest psalm minunat. Nu o să-l mai citesc pentru a nu lungi timpul. Vreau să vedem ca omul lui Dumnezeu aceste lucruri minunate pe care El și le dorea în viața Lui. Privind în acest psalm, spune cuvântul o rugăciune a lui David. Poate să fie în seara aceasta o rugăciune a noastră. Amin? Amin. Este un psalm care este un pic deosebit. Privește cuvântul Domnului și pentru mine cel puțin este un psalm deosebit, care are în el câteva lucruri importante, are această etapă, spune cuvântul Domnului, în primele versete, Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute, să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea, fie binecuvântat numele Domnului. Vreau să pornesc de la aceste versete și nu știu dacă putem, care suntem în seara aceasta aici, să spunem Domnului, așa cum spune Psalmistul în primele versete, uitându-ne în viața noastră, fiecare dintre noi spune Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă-ți urechea la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute, fie binecuvântat numele Domnului. Să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Cuvinte mari, așa-i? Spune, să se arate dreptatea mea înaintea ta. Poate fi posibil lucrul acesta? Doamne, în seara aceasta vreau să ne dai putere fiecăruia dintre noi să ne uităm inima noastră. Omului Dumnezeu vorbește și spune, Doamne, să se arate dreptatea mea înaintea Ta. Privind în viața noastră fiecare dintre noi, privind în umblarea noastră fiecare dintre noi pe acest pământ, în trecerea anilor, în trecerea zilelor, în trecerea vremurilor în care noi trăim astăzi, în frământarea pe care o avem fiecare dintre noi zi de zi, în lucrurile care noi le avem în viața noastră, putem să spunem noi oare Domnului să se arate dreptatea mea înaintea ta. În lucrarea mea pe acest pământ, privind din punct de vedere, haideți să o luăm cu cele pământești, cu lucrurile administrative, la locul meu de muncă, în scara de bloc, cu cei ce călătoresc, dacă călătoriți pe autobuz. Se poate vedea lucrul acesta, dragii mei. Spune Psalmistul, să se arate dreptatea mea înaintea ta. Dreptatea mea se arată înaintea lui Dumnezeu. Dar noi, fiecare dintre noi avem această misiune și această menire lăsată de Domnul nostru Iisus Hristos pe acest pământ. Să arătăm celor din jurul nostru ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Amin? Doamne, binecuvântă-ne pe fiecare dintre noi în lucrarea lui Dumnezeu. Este posibil și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să putem spune Doamne, arată-se dreptatea mea înaintea Ta în ceea ce fac. Pot să spun la colegul meu de lucru,
Dacă Dumnezeu ar deschide acum aici, așa cum aveți acest monitor mare, viața mea, umblarea mea, lucrul meu de fiecare zi, scrie pe el dreptate. Doamne, binecuvântă-ți copiii. Amin? Binecuvântă-ți pocăiții. Și pe cei ce nu sunt pocăiți, să se întoarcă la Domnul. Cuvântul Domnului vorbește pentru fiecare dintre noi în seara aceasta. Și cerem Domnului care să ne ajute. El să ne dea putere. Este nevoie în vremea aceasta. Mai mult ca oricând, dacă vrem să arătăm lumina lui Dumnezeu, să fie dreptatea noastră văzută, să fim oameni drepți. Amin? Amin. Binecuvântă-ne, Doamne! Pentru că la sfârșitul psalmului, David vorbește și cere Domnului câteva lucruri minunate. Dacă în viața noastră există acest lucru, putem să stăm înaintea Domnului și să ne bucurăm de El. Pune mai departe, Doamne, în viața mea am nevoie, spune El, de paza Ta, am nevoie de ocrotirea Ta, am nevoie de ajutorul Tău. Dar pentru aceasta, Doamne, te rog să te uiți la mine, spune cuvântul, dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. O, Doamne, bine, cuvântă-ne cu o astfel de inimă. Amin. Amin. Poate Domnul în viața noastră, din punct de vedere material, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual, să vadă, să se uite la noi și, așa cum spunea David, dacă îmi vei încerca inima, dacă mă vei cerceta noaptea, dacă vei încerca, nu vei găsi nimic. Este un nivel pe care Dumnezeu îl cere de la noi. Credeți lucrul acesta? Amin. Amin. Binecuvântă-ne, Doamne, în seara aceasta, pe fiecare dintre noi, să-i spunem Domnului, Doamne, dar dacă mai este în viața mea, dacă mai este în umblarea mea, pe acest pământ, lucruri care nu sunt drepte, lucruri care nu sunt frumoase înaintea Ta, uitându-ne în seara aceasta, fiecare dintre noi, în interiorul nostru, stând înaintea lui Dumnezeu, pentru că aici este prezent Dumnezeu prin cuvântul Său, fie slăvit numele Domnului, prin puterea Lui, prin Duhul Său cel Sfânt este aici. Stăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne privește pe fiecare dintre noi până în adâncul inimii. Slăvit să fie numele Lui. Dar El știe ce face. Vrea să ne deschidem noi inima înaintea Lui. Vrea să-i dăm noi inima Domnului. Nu El să o scoată în evidență. Nu El să o scoată și să pună înaintea noastră lucrurile pe care noi le avem în inima noastră, să le vadă ceilalți, să ne umple fața de rușine. El vrea ca noi să venim cu ele înaintea Domnului și spune, Doamne, uite, acestea sunt lucrurile pe care Eu le am în viața mea și încă mă mai apasă, încă mă mai copleșesc. Și ne cerem Domnului ca El să ne ierte, El să ne libereze, pentru că El poate, slăvit să fie numele Lui. El poate să stea acela care să apropie de ne spune David, mai departe, în versetul 8 din acest an. Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrătește-mă la umbra aripilor tale, slăvit să fie Domnul. Îi cerea Domnului lucruri mari, fiecare dintre noi privind din punct de vedere trupesc. Ne păzim bine ochii. Așa-i? Ne păzim bine. Știți ce cerea David Domnului? Doamne, Tu poți să mă păzești ca lumina ochiului. De ce? Pentru că El dorea să aibă preț înaintea Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Și Domnul poate face lucrul acesta. Cere Domnului în seara aceasta să ai preț înaintea Lui. Așa cum făcea David. Dar pentru aceasta trebuie să pot să-i spun Domnului. Așa spunea David. Dacă îmi vei încerca inima și dacă mă vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Doamne, binecuvântă-ne seara aceasta pe fiecare dintre noi cu această bunăvoință de la Domnul, cu această viață trăită înaintea Domnului. Și Domnul ne va păzi ca lumina ochilor. Vă păziți tare ochii, așa-i? Este tare mare preț. Așa-i? Un om care Domnul privește la el și care el poate să spună Domnului, Doamne, uită-te astăzi la mine. Eu stau înaintea Ta, ceea ce-mi iese din gură, spunea David, aceea este și în inima mea. Ceea ce am în mine, ceea ce vorbesc, aceea și sunt. Doamne, uită-te astăzi la mine și
Ai milă de mine, ca lumina ochiului. Putem spune lucrul acesta înaintea Domnului în seara aceasta, la sfârșitul acestei slujbe, să ne rugăm Domnului, să spunem, Doamne, pot eu oare să fac lucrul acesta? Puteți careva din locul acesta să spuneți lucrul acesta? Aveți această îndrăzneală înaintea Domnului și să spunem, dacă nu vei încerca inima, dacă vei cerceta noaptea și dacă nu vei încerca, nu vei găsi nimic, că șetine este din gura ce am și în inima. Poate cineva să spună lucrul acesta? Puteți să spuneți lucrul acesta? Nu trebuie. Stăm înaintea Domnului. Stăm în fața Lui. Și vrem să fim împreună cu El. Știți când vom ajunge? Spune sfârșitul acestui psalm așa de minunat. Când David cere Domnul și spune, Doamne, păzește-mă, spune El mai departe. Scapă-mă de oamenii cum... Scapă-mă în versetul 14. Scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii aceștia care își au partea lor în viața aceasta și a cărora și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiilor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor. Este posibil lucrul acesta, dragii mei? Este posibil. Sunt oameni, dacă privim, dar sunt bogați. Sunt și veseli. Este o realitate lucrul acesta, așa-i? Dar nu este un adevăr. Credeți lucrul acesta? Cuvântul Domnului în altă spune că oamenii acestea lumi, ei se bucură, spune Cuvântul Domnului în altă parte, și se bucură de bogățiile pe care au și s-a misul, spune în psalmul acesta, și lasă munca lor, copiilor lor și sunt sătui. Este o realitate? Este o realitate. Dar spune salmistul în ultimul verset așa frumos, dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Fie binecuvântat numele Domnului. Vor putea ei oare să facă același lucru? Este realitate, dragii mei. Între realitate și adevăr este o mare diferență. Este realitate pentru că ei sunt bogați. Dar adevărul este acela care vrea David să-l spună. Doamne, când eu mă voi trezi, dar eu în nevinovăția mea voi vedea fața ta când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău, fie binecuvântat numele Domnului. Acesta este adevărul suprem pe care noi îl dorim. Fiecare dintre noi, în viața noastră, în umblarea noastră pe acest pământ, dorim să fim înaintea chipului lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântă-ne în seara aceasta pe fiecare dintre noi. Să putem să stăm înaintea ta astăzi. Suntem copiii Domnului. Pretindem că vrem să împărățim cu El. Și mă rog, Domnul, ca El să ne ajute pe fiecare dintre noi la lucrul acesta. Dar, dragii mei, ca să putem să stăm aproape de El, ca să beneficiem de adevărul lui Dumnezeu, nu realitatea care este astăzi, pentru care noi o vedem. Realitatea este una și adevărul este alta, care este Iisus Hristos, Domnul. Putem să fim astăzi frumoși în casa Domnului, putem să pozăm bine, putem să cântăm bine, putem să ne arătăm bine. Este o realitate, da? Dar adevărul profund al inimii, așa spunea salmistul, Doamne, ei își lasă bogățiile, să satul de ele, lasă copiilor lor, beșug, bogăție, binecuvântare. Dar eu, când mă voi trezi, voi sta în prezența feței tale. Doriți lucrul acesta? Binecuvântă-ne, Doamne, în seara aceasta. Vreau să ne ridicăm în picioare înaintea Domnului cu acordul fraților și să venim înaintea Domnului în această seară. Și să cerem Domnului, privind în inima noastră fiecare dintre noi și să-i spunem, Doamne, spune cuvântul Domnului în versetul 3, dacă îmi vei cerceta inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, vei găsi nimic la mine, că ce-mi iese din gură, aceea am și aceea și gândesc. Frații mei, dacă nu putem să spunem lucrul acesta, înaintea Domnului, privind lucrul acesta, nu știu dacă vom putea să vedem fața Domnului atunci când ne vom trezi. Aceasta este desăvârșirea pe care Domnul vrea de la fiecare dintre noi. Atunci când eu pot să spun lucrul acesta, dați-mi voie să spun că atunci am această garanție că voi vedea fața Domnului.
am această bucurie atunci când mă voi trezi, atunci când voi trece din acest pământ, când vor trece valurile, când vrăjmașii, așa cum spune Spalmistul în acel verset, vor fi lăturați, când diavolul va fi biruit, eu spune că voi trezi și mă voi sătura de prezența feței tale. Aleluia! Este acel dor care ne arde pentru lucrul acesta. Dar pentru aceasta vreau înaintea Domnului, în seara aceasta, să veniți să-i spune, Doamne, încă mi-este rușine de mine, m-am uitat în inima mea și nu pot să spun, Doamne, nu găsesc nimic la mine. Eu mai găsesc lucruri care nu-mi plac mie. Oare ție-ți plac, o Doamne? Oare ție-ți place ceea ce văd eu în inima mea? Dacă Tu mă cercetezi, o Doamne, noaptea, nu vei găsi nimic la mine. Atunci voi sta în prezența Domnului, atunci mă voi bucura de lumina feței Lui, când voi putea să spun lucrul acesta înaintea Domnului. Și astăzi este momentul, în această seară, să putem să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, încă mai este har, te rugăm, iartă-ne, dorim acest lucru, doriți acest lucru, dragii mei. Mi-e arde inima ca într-o zi să pot să stau înaintea Domnului și să spun, Doamne, mă uit în inima mea, mă uit în viața mea și nu găsesc nimic care să mă osipiască. Am nădejde dacă voi sta cu Tine. Aceia vor împărăți cu El și se vor sătura de lumina feței Lui, care astăzi umblând pe acest pământ. În lumea aceasta este greu. Sunt multe obstacole. David îl ruga pe Domnul și spunea, Doamne, îndepărtează de la mine oamenii lumii acestea, inima lumii, inima bogăției, îndepărtează de la mine, dă-o la o parte, pentru că vreau să văd lumina feței tale. Vezi lucrul acesta, dragii mei, haideți cu toți împreună să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului. Să-i spunem, Doamne, iartă-mă, dacă mai găsesc ceva în inima mea, dacă mai este ceva în inima mea care mă osândește, Doamne, iartă-mă, vreau să fiu lângă Tine acolo într-o zi, când eu mă voi trezi, să mă trezesc în prezența feței Tale. Doriți lucrul acesta, încă este posibil, încă este harul lui Dumnezeu prezent aici, încă mai este posibilitate pentru lucrul acesta, pentru că încă suntem în viață, fie binecuvântat numele Domnului. Haideți cu toți împreună să intrăm în această rugăciune, să-i cerem Domnului ca El să se apropie de fiecare dintre noi și noi să ne apropiem de El, slăvit să fie numele Lui. Ne rugăm cu